Echipa feminină de handbal, categoria de vârstă junioare 2 a clubului sportiv Școlar Zalău, pierde teren față de principalele adversare în lupta pentru calificarea la turneele semifinale. Fără Olivia Truță, accidentată, elevele profesoarei Gabriela Munteanu au pierdut ultimele două confruntări din sezonul regulat în fața echipelor maramureșene, CSS numărul 2 Baia Mare și CS Marta Baia Mare, chiar dacă au un lot destul de valoros și echipa părea că are toate șansele de a ajunge la turneele semifinale ale campionatului național rezervat junioarelor 2. Ghinioanele s-au ținut scai de fetele de la CSS Zalău în acest sezon. Ultima accidentare din tabăra grupării sălăjene, cea a Oliviei Truță din partida cu HCM Baia Mare, s-a făcut simțită extrem de mult în sânul echipei, iar de atunci elevele Gabrielei Munteanu nu au mai reușit să găsească drumul spre victorie și au ajuns pe locul 5 în serie. Dacă în etapa a 8-a a sezonului regulat, echipa clubului sportiv Școlar Zalău a pierdut destul de greu partida disputată pe teren propriu în fața echipei CSS numărul 2 Baia Mare, la finalul săptămânii trecute, zălăoancele au pierdut la un scor categoric confruntarea cu cea mai în formă reprezentantă a județului Maramureș în întrecerea junioarelor 2. Echipa CS Marta Baia Mare, grupare în fața căreia sălăjencele s-au înclinat cu scorul de 28-15. Chiar dacă șansele de calificare la turneul semifinal sunt din ce în ce mai mici, junioarele 2 de la CSS Zalău speră să refacă diferența de puncte din clasament, iar primul pas promit să-l facă în ultima etapă a primei părți de campionat, în partida programată la sfârșitul acestei săptămâni, când vor evolua pe teren propriu în compania echipei LPS Bistrița. După confruntarea de duminică, elevele profesoarei Gabriela Munteanu vor mai disputa alte 5 partide, vineri 4 martie cu CSS Viitorul Cluj, sâmbătă 5 martie cu HCM Baia Mare, duminică 6 martie cu CSS numărul 2 Baia Mare, sâmbătă 2 aprilie cu CS Marta Baia Mare și duminică 3 aprilie cu LPS Bistrița.